Eu sunt unul din acei oameni născuți în București, crescuți în București și cu o mare, mare dorință de a contribui la vindecarea acestui bolnav numit București. Sunt arhitect și am plecat de multe ori din țară. De fiecare dată când plec, mă întorc după 3 luni. Mă întorc pentru că mi-e dor de oameni, mi-e dor de diversitatea orașului, de efervescența lui și de farmecul lui. Deși orașul nostru este într-o situație de criză, eu am convingerea că potențialul Bucureștiului poate fi exploatat prin inițiative informale, inițiative care pot scurtcircuita inerția administrativă. Nu încurajez să nu ținem cont de administrație, în niciun caz. Cred mai degrabă că ar trebui să ne grupăm ca oameni în comunități, să acționăm în consecință și că așa putem schimba orașul nostru. Să încep cu ce e mai rău. De ce este orașul nostru în criză? Orașul nostru este bolnav de trafic, este bolnav de toate tipurile de poluare, nu știe ce înseamnă spațiu public. Administrația este foarte greu de abordat, mobilitatea este mică, accesibilitatea este zero. Nu mi-am imaginat niciodată că voi fi mamă, la fel cum nu mi-am imaginat că voi fi bătrână sau că voi avea vreo dizabilitate. Iată că acum sunt mamă și percep în fiecare zi problemele orașului legate de accesibilitate, spre exemplu. Merg cu căruciorul în fiecare zi și pe trotuare e foarte greu să merg. Zeci de borduri înalte, spații mici de trecere pentru că mașinile sunt parcate peste tot și așa mai departe. Nu e bine nici ca pieton, e greu să fii și biciclist pentru că n-ai pe unde să mergi, e greu să mergi cu RATB-ul, e greu să fii RATBist pentru că RATB-ul e plin tot timpul. Și în același timp și cu mașina e greu, pe străzi, multe canale, gropi și așa mai departe, îți distrugi mașina. Toate aceste probleme, totuși, nu mă opresc să văd punctele tare ale Bucureștiului. Punctele tare ale Bucureștiului, spre exemplu, Bucureștiul este un oraș foarte verde sau avem un râu care traversează orașul. Sau un alt exemplu important este faptul că avem o resursă fantastică, avem o grămadă de spațiu construit și neconstruit nefolosit. Aparent, la prima vedere, spațiul nefolosit este... O să dau o imagine. Spațiul nefolosit este o deficiență a orașului. La prima vedere ne gândim spațiu nefolosit, spațiu insalubru, spațiu nesigur, focare de infecție și așa mai departe. În realitate însă, aceste spații sunt o resursă urbană cu care am putea face ceea ce alții nu au unde să facă. Și aceste spații nefolosite sunt de multe feluri. Ele pot fi spații rezidențiale, vile frumoase, nefolosite, care se degradează. Sau pot fi spații comerciale la parterurile blocurilor, care cu timpul devin din ce în ce mai proaste. Sau terenuri virane nefolosite, spații verzi nefolosite. În orice caz, cea mai mare suprafață de spațiu dezafectat, de spații dezafectate, este formată din ansamblurile industriale. Ele sunt... Deci, aparent, e foarte greu să ne imaginăm că în aceste spații poate avea loc viață, aceste spații pot avea activitate în ele și par niște spații pierdute. În realitate, să vedem ce poate face o comunitate cu voință dintr-un astfel de spațiu, cu o asemenea resursă. Și voi începe cu exemplul propriu, experiența mea personală. În ultimele 18 luni, împreună cu un grup de prieteni, arhitecți, artiști, ingineri, Am transformat etajul 1 al unei hale din industria bumbacului, o vedem în imaginea de jos, și iată cum arăta ea la început. După 18 luni, să mai vedem câteva imagini cu spațiul, cât de degradat era, și iată cum arată acum. Acum este un loc plin de viață, un spațiu de joacă, un loc unde creativii își construiesc prototipurile, un spațiu de experimentare, în orice caz. Este un loc în care o comunitate de mai mult de 100 de oameni din industriile creative își construiesc startup-urile. Există mai mult de 30 de startup-uri în acest spațiu. Și atunci să reluăm puțin. Avem o comunitate, un spațiu transformat și activitatea economică. Cele trei elemente. Aceste trei elemente sunt, de fapt, pilonii procesului de regenerare urbană, dacă ați auzit de acest concept. Să vedem ce zice o definiție clasică, ce ar însemna în sensul clasic al cuvântului regenerare urbană. Regenerarea urbană ar fi readucerea la viața zonelor urbane cu efortul colaborativ al municipalităților, al proprietarilor și al altor actori implicați pentru a crește nivelul de trai, calitatea mediului și a climatului social și pentru a întări climatul economic. Deci, repet, municipalități, proprietari, alți actori implicați. În cazul nostru, în cazul nostru, noi nu am primit niciun sprijin din partea administrației, nu am avut nici timp, nici răbdare, nici încredere că putem face ceva împreună cu ei. Așa că am realizat proiectul din banii noștri și din resurse ale companiilor private partenere. Deci, iată că se poate. Un alt exemplu este o altă inițiativă, tot exemplu personal, împreună cu urbaniști și politologi. Am transformat un alt spațiu din industria bumbacului. Este vorba de la Firul Ierbii. El este acum un centru pentru dezbateri și discuții publice despre probleme ale orașului. Așa arăta el inițial și așa arată acum. De data aceasta, el este realizat exclusiv din resursele companiilor private care au ales să sprijine proiectul. Iată că se poate și așa. Dar mai știu și multe alte exemple din București și din țară. Spre exemplu, știați că în Pantelimon există un turn de apă al Postăvăriei Române în care o asociație Make-up Point a început să realizeze multe activități culturale. Spre exemplu, seri de film, ateliere pentru arhitecți, expoziții și așa mai departe. Sau, un alt exemplu este mina Petrila de pe Valea Jiului, care recent a fost salvată de un grup de arhitecți și artiști de la demolare. Ei au început, se numesc Startup Petrila, și acum 2 ani, împreună cu comunitatea locală, e foarte important, cu comunitatea locală, au început să amenajeze una din hale. Datorită implicării comunității locale, ei au reușit să claseze ansamblul ca monument istoric, acesta fiind primul pas din procesul de regenerare urbană, în acest caz. Iată că se poate. Unii își realizează proiectele, realizează aceste transformări cu fonduri externe. Spre exemplu, fabrica de bere din Turda, din județul Cluj, a fost transformată de către o fundație, printr-un proiect norvegian, în fabrica de timp liber. Aici, comunitatea locală realizează activități indoor-outdoor, culturale, civice, ecologice. Și, deci, iată că se poate și cu astfel de fonduri. Și ultimul exemplu, deși mai sunt și altele, fabrica de pensule. Vechea fabrică de pensule din Cluj este un spațiu unde artiștii s-au așezat în 2009, acum 7 ani, și l-au transformat în spațiul lor de rezidență. Ei acolo creează artă contemporană, un loc foarte efervescent. Deci a fost o inițiativă independentă și acum ei sunt o federație. Iată că s-a putut. Ca o concluzie, administrația nu este niciodată împotriva inițiativelor, este cel mult incompetentă sau, mai bine zis, în necunoștință de cauză, este lentă. În unele cazuri, ea poate fi atrasă în proiect, fără să aibă un aport activ în acestea. O altă concluzie pe care aș trage este că aceste transformări se fac cu pași mici. De ce se fac cu pași mici? Pentru că acesta e modul nostru de lucru, ca cetățeni ai orașului și ca utilizatori ai spațiului, ai spațiilor, pe de-o parte. În același timp, cu pași mici, pot fi atrași mulți actori interesați, companii, ONG-uri, persoane fizice, de ce nu? Un alt motiv este că, cu pași mici, comunitatea locală poate să asimileze și să-și asume această transformare. E foarte important acest lucru. Și nu în ultimul rând, cu pași mici, evident, se schimbă mentalități. Acum, ideea pe care aș vrea să o rețineți este că doar în comunități putem să transformăm acest oraș și că e foarte important să luăm inițiativă. Și aș reformula puțin această definiție clasică a regenerării urbane. Regenerarea urbană este despre readucerea la viața zonelor urbane, totuși cu inițiativa comunităților și eventual cu sprijinul municipalității, a proprietarilor și a altor actori implicați. Deci mesajul meu către voi este: haideți să ne implicăm în schimbarea aceasta și orașul nostru se va vindeca. Mulțumesc!